nelor v-am regăsit în această seară de marță la o nouă ediție a emisiunii Punctul Vei. Mă bucur că pot să fiu
doamna Mihaela Zavid.
telespectatori nostri cu parte și cu acel cuvânt întotdeauna frumos care creează frumos în suflet și căldură. Într-adevăr, cenacul tăranului ceafărul și-a deschis, să spunem, după o vacanță de vară bine meritată în cadrul unui eveniment important din viața orașului, zilele muzeului Giurgiu. Este viu sau pare?
legat de emisiunea noastră, așa că îmi pare rău. Bună seara! Mulțumesc pentru telefon! Hai să continuăm. Deosebit al
într-adevăr de Carol Schembrenner. Am primit manuscrisul cărții de la doamna Mihaela Zafiric, prezent aici alături de noi, cu multă emoție l-am parcurs. Mi-am dat seama că nu este un lucru facil ca să faci să realizezi editarea acestui volum. De ce? Nu era un roman de dragoste, nu era un roman istoric, avea de toate în el, începând de la copilărie, începând de la anii de școală, de la orașul jurul în care la un moment dat autorul cu familia vine, perioada armatei, perioada pentru
materiale și drama autorului de deportare la Donbass în urmă. Perioadă tristă, că nu știa dacă mai ajunge să-și revadă familia. Printre documente de asemenea, existența
dată n-am fost curioasă să văd ce scrie atunci când scria. Este amintire.
de ce se scrie pentru că era curtea mică, școală, curte, casă, mă rog, deci lucrurile nu se desfășurau ca atunci când era în Moldova. Apoi, n-are ce să spună prea mult despre copilăria de la Giurgiu, pentru că la 12 ani a fost trimis ucenic să învețe meseria de frizer. Și a lucrat la stăpân, la stăpân, la patru. Un boier.
frumoasă, un râu frumos lângă unde făceau baie. Cum vi s-a părut revenind în perioada aceasta mai aproape de zilele noastre? Ce sentimente ați avut când v-ați regăsit acolo? Familia dumneavoastră, părți din emoționat. El și-a iubit
minte. Când omul are altă disponibilitate și înțelege altfel viața și are altă răbdare. Tradiție de a oferi
al sprijină apariția unor cărți. Să completez ceva. Cartea a apărut la editura Amor Sentimental din București. Scriitorul și editorul Ion Macedor, membru al Uniunii Scriitorilor și al Uniunii Ziariștilor din România, domnia sa și am parcurs-o manuscrisul, am mers la această editură, domnia sa a scris chiar postfața cărții și de aici din postfață iată ce spune editorul. Prezenta în mâinile cititorului acestui volum ne întărește convingerea că literatura de desertare și trebuie pusă în circulație. Actul tipografic de acum nu trebuie analizat ca o apariție meteorică, ci ca un bun cultural generos. Este binevenită în arealul istoric-literar pentru toți cei care vor să cunoască pagini din trecutul îndepărtat al acestui popor. Că vizează în mod special anumite perioade din viața trepidantă a autorului, ele sunt rezultatul unei epoci de care nu se poate face
și a avut șansa să fie trimis în Uniunea Sovietică, ăștia de bine de urmă sunt țară. Dar destinele lor au fost făcute pentru că a vrut să înscrie la unele facultăți care, pentru care simțeau chemare și datorită faptului că is
am ales de toți. De o viață de muncă, de agonisteală, că fiecare și au fost trimiși precuvinte împreună
primar sau primar nu știu ce era Grozdea și Ceamburu era șeful fiscului. Eram de mână cu tata când am Yeah.
și ele pe hârtie și făcute cunoscute. Vreau să vă spun că mai puțin sunt mai puțin sunt interesante și discutate aceste lucruri. Mai mult se vorbește despre așa zisa revoluție care a sunteți aici. Pentru
cu toată familia, dar o să scăpă căietele amestecate prin fânul din grăș. Și aceste căiete au fost publicate și el, prezidenta, merge la liceul acesta din Germania și prezintă căietele Anei Frank. Și întreabă copiii, voi credeți ce a scris pe hârtie. A fost
familiei, nu mai că, că să spun da. Tot menționează tot ce scriu e tot ce mi-am intențesc răscolii prin scoartele minții. Și asta este o dovadă
sigur că și noi cei din familie toți vreau să spun să citim vreodată aceste căiete, să avem răbdare să citim vreodată aceste căiete până la sfârșit. Dar mi-e să mai gândească ca cineva din afara familiei să citească toate astea. Este începutul coșmarului.
ales cu Germania implicată în război. Sub nicio formă, dar are decorații ca luptat în război și a fost decorat în război în al doilea război mondial. Deci el a fost decorat pentru că a luptat în acel în primul război mondial. A fost decorat acasă, a fost decorat tatălui Iosif, așa îmbrânăr tatălui, a fost decorat pentru merite deosebite în timpul primului război mondial pentru măcar
să supraviețuiască și vine acasă și îl trântește măgarul și moare. Să vă dați seama, astea sunt niște tragedii ale vieții. Apropo de întoarcere, la fel de dramatică, precum plecarea, este și întoarcerea acasă. Și chiar prezintă aici gândurile pe care în toată această perioadă se gândea probabil că într-o zi va trebui să se sfârșească și că se va întoarce acasă și întoarcerea acasă era legată de o altă spaimă, ce va găsi acolo. Exact. A venit cu, a plecat de acolo către casă o mare strângere. Un episod de, dramatic, zic eu așa, okay. Când a apărut în curte și primul cu care s-a întâlnit
cel al patru și acum ia cât are 10 și respectiv 9 ani. Erau la școală. Nu la în timp de război
murător. Dar realitatea asta avem nevoie, domnul Radan, de astfel de cărți mai. Avem nevoie de astfel de cărți. Bine ar fi dacă s-ar organiza și expune cu elevi. Pentru că literalmente se întâmplă ce vă povesti cu copii din Germania. Lucrurile par atât de complicate încât practic nu interesează. Și în ce
care este sentimentul pe care îl aveți când vedeți materializată, când vedeți această carte și numele Tatălui dumneavoastră pe ea? Au fost
către ani a primit prima carte poștală, o avem acolo aici în carte. Prima carte poștală de la Crucea Roșie le-a dat să-și trimit acasă să ia să anunțe familia că trăiesc, că sunt acolo unde sunt și că sunt bine. Câteva rânduri. Și apoi la
lui Baikal. Stepa Baikal. El a fost condamnat, tatăl a fost condamnat la moarte și e executat. Femeia a fost găsită nevinovată și cu doi copilași de mână băiați și fată au venit pe jos tocmai de pe malul lacului Baikal. Baikal au venit care cam de
ei și cu poeta Nadejda Radeva am reprezentat la București la tribuna scriitorilor Ion Machiduna, acolo unde vin scriitorii din întreaga țară și prezintă creația, să zicem o parte din literatura acestei chestiune transfrontaliere iar în curând pe 9 octombrie avem un regal de muzică și literatură.
serie de literatură, scriitori locali, oameni care găsesc în cenacul literar Luceapărul o oază de armonie, de spiritualitate, de frumos. Și încă o lansare, da? De carte, tot a mea, la sfârșitul lunii octombrie, încă un roman. dânsului, da. Este o foto
domnilor, încheiem aici întâlnirea din această seară. Le mulțumesc invitațiilor mei. Domnul Rădean, așteptăm lansarea. Doamna Dunia, activitatea, urmărim activitatea cenaclului și vă invităm pe dumneavoastră să participați la astfel de acțiuni. Vă garantez că vă veți încărca de energie, veți uita de celelalte.